prietenă. Și-ați ascunsă? De fapt, habar n-am cine e. Îți place? La ora asta, cafeneaua e plină cu paparude. La suflet sunt larg, la pungă sunt îngust. Când îi va ajunge în rai, nu în guvern. Vremurile astea parșive, cei miloși ajung miloci. Două cafeluțe. Caimac. Cine e? Dacă îmi faci rost de concesiunea fabricii de la Bocșa, ai 8%. Ce fabrică, Coane Vasilică? Lasă gluma, Coane Jos. Fabrica de textile pe care au abandonat-o nemții la Bocșa Montană. E o paragină, dar eu bag bani în ea pe riscul meu. Nu știi că nu m-am bine cu ministru? 12%. Ce frumoasă e viața. Dacă e o paragină, nu. Îmi suflă vântul prin buzunare și ăștia discută de procente. 20%, te îmbogățesc. Cine e măgarul? Cum nu-l cunoști? Trece-l încoace. Asi. E Berni Grădeanu. Doarme în fiecare seară pe 100 de milioane. Asta? De unde? Dintr-o afacere cu bocanci pentru armată în timpul războiului. Și din fel de fel de speculații suspecte. Grețos tip. Grețos, grețos, dar plin de bani. Ce e aici? Circ? Desigur, unde-i domnul Jean Goldenberg și unde-i domnul Mitică Popescu e circ. Da, unde-i domnul Mitică Popescu? Domnule director, eu l-am rugat să duc o telegramă unui client din Focșani. Când se întoarce domnul Mitică Popescu de la Focșani, să poftească la mine. Da, vă rog. Bine că râzi. De ce n-ai fost dumneata mai inteligent? Pentru leafa pe care o primesc, sunt destul de inteligent. Ce? Nu va ajunge leafa, domnilor? Abia săptămâna trecută s-a mai dat un spor. Aveți acum de 3 ori leafa dinainte de război. Scârți! Domnișoara Didi a scârțit bine. Leafa s-a mărit de 3 ori, dar viața s-a scumpit de 10 ori. Păi, nu? E gata. Terminați conversația. Avem de lucru. 79. Orice s-ar spune, domnul Mitică Popescu un băiat foarte simpatic. Vă rugăm să veniți mâine. Sunt 2 săptămâni de când m-au dat scârbele afară. Când îmi găsesc de lucru, îți plătesc toate cafelele. Vă salut. Vă salut. Ești prost? Doar ți-am făcut cinste. Păi fi tu de la bancă, dar nu ești bancher. Bancher, adică hoț. Nu, monșer, proprietatea e furtă, ți-i sunt deștepți. Ah. Bancherul e de 2 ori hoț. Atunci de ce te-ai angajat la bancă? Ca să-mi bag nasul în registrele lor împuțite. Salutare. Vă sărut, fetelor. Bună dimineața. Bună dimineața. A venit. De mult și-a întrebat de tine să te duci la el. Fii atent. Ai fost să trimiți o telegramă la un client din Focșani. Mm-hmm. Te-a rugat domnișoara Angela. Unde-ai întârziat atât? Nu voia să mă lase să plec, domnule. Pe cuvântul tău? Domnul Mitică Popescu, ești invitat de domnul director. Angela, ești un angel. Stai să mă liniștesc, că dacă intru acum, îl fac arșice. Cu Mitică Popescu, aș fi în stare să merg și în iad.
Oh, bine ai venit, domnule Mitică Popescu. Cât să fie ora? N-am ceas. Am fost să dau o telegramă la un client din Bârlad. Și te-ai dus la Bârlad cu trenul sau pe jos? Că telegraful e la doi pași. Da, da, telegrafistul aveam mâna în gips. Va să zic că azi ai fost la Bârlad. Sau la Focșani? La Focșani, exact. Dar ieri unde ai fost? Da, alaltăieri. Ieri mi-a stat ceasul. Alaltăieri l-am dat la reparat. Dar parcă ziceai că n-ai ceas. Ăla-i ceas. Domnule Mitică Popescu, îmi ești foarte simpatic. De aceea am să-ți vorbesc ca un tată, cu toată dragostea, cu toată înțelegerea. Cred că a sosit momentul să te concediez. Deocamdată am să te amendez cu o jumătate de salariu. Știți, eu, domnule director, tocmai hotărâsem ca de mâine să mă schimb. Ce ți-a spus? Că-i mărește leafa și la întâi îl dă afară. Și-a cerut scuze că m-a deranjat. Păi de ce te-a chemat? Să-mi ceară o consultație într-un caz dificil pe care nu-l poate rezolva singur. Fantastic! Mitică! Auzi, lasă gogoșile. Vezi că te așteaptă cineva afară. Mi-a zis mama să ne dai 100 de lei. Du-te acasă că vă aduc eu. Am de luat 500 de la un coleg. Jeanne, dă și mie 100 împrumut. Am randevu cu o damă. Îți dau 2. Dar ți le iau înapoi ca să-i le plătesc lui unchiul meu. Că nu i-ai plătit rata pe luna trecută și mi-a spus că nu o să-ți mai facă nici măcar un crac de pantaloni. Știi că e cel mai scârbos croitor, nu? Iar nepotă să-i seamănă leit. Ce se întâmplă aici? Domnul Mitică Popescu m-a tras de nas și mi-a dat cu călimara în cap. Dumneata, vii la mine în birou. Tâmpitule. Sunteți martori. M-a făcut tâmpit. Ești concediat. Dar ce am făcut? Ai provocat haos și dezordine. Goldenberg m-a provocat. Gata, domnule Mitică Popescu, ne compromiți instituția. De aceea nu primim credite. De la întâi părăsești banca. Păi eu ziceam că... Gata să nu mai zici nimic. Să ieși. Cât o să mai îndurăm starea asta de lucruri? Până când vom aștepta dreptate din partea burgheziei? Noi am dus greul războiului. În timp ce patronii se îmbogățeau din munca noastră, noi, salariații, am sărăcit. Să înființăm în toate întreprinderile comitete de grevă. Și noi, femeile? Da, și voi, să luptăm pentru revendicările noastre. Să luptăm împotriva patronilor. Uniți și cu toate forțele vom învinge. Făceam grevă fără să știu. Ei bine, de luptat am luptat pe front. Iar grevă fac oricând cu plăcere. Tot m-au dat afară.
un abuz. Dacă nu protestezi, ești un bou. Dacă nu protestezi, sunt un bou. Dacă protestezi, sunt un măgar. Are dreptate, am întârziat în fiecare zi. Lasă, nu-mi duce grija. Mitică Popescu găsește de lucru. Apropo, dăm 200 împrumut. Tu ești cel mai bun contabil din București. Păi tocmai de-aia, numai să se afle că am fost dat afară și primesc o mulțime de oferte. Îți dau 400. Auzi, diseară mergem la Moș Arden. Faci tu cinste că eu sunt lefter. Eu nu m-aș amesteca, dar oricând vi s-ar părea de ciudat, domnul Bernie Grădeanu prezintă garanții sigure, domnule subsecretar de stat. A făcut numai investiții profitabile. Mai ales pentru el însuși. Eu mă luptam pe front și el se îmbogățea de pe urma afacerilor cu bocancii. Țara are nevoie și de oameni întreprinzători, nu numai de eroi. Bernie Grădeanu ar fi dispus să ofere un procent bun în favoarea eroilor neamului. Ce vrei să insinuați, domnule Moncea? 2% pentru văduvele și orfanii de război nu cred că ar face o impresie proastă. Cred că ar face o impresie foarte proastă. Atâta vreme cât restul de 98% ar intra în buzunarul domnului Bernie Grădeanu. Domnule subsecretar de stat, la urma urmei, dacă își asumă riscul de a prelua o fabrică abandonată de inamic, n-are decât să plătească. Văduvele și orfanii de război vor primi 10%. Să se facă dreptate. Dacă stăm bine și ne gândim, cine a dus greu războiul? Ei! A, dar iată-l pe însuși eroul poveștii noastre. Vorbești de lup și lupul la ușă. Așa sunt lupii, mereu la ușă. Permiteți-mi, domnule subsecretar de stat, să vi-l prezint pe domnul Bernie Grădeanu. Domnul Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Industriei și Comerțului. Profesor Bernie Grădeanu. Încântat. Dar nu luați puțin loc la masa noastră, domnule Bernie Grădeanu? De ce nu? Coincidența face ca tocmai înainte cu câteva secunde să fi vorbit despre dumneavoastră. Ca să fiu mai precis, aflând de fabrica de la Bocșa Montana, fabrica abandonată de nemți. Ce fabrică? O fabrică de textile cam amărâtă, dar care ar putea fi pusă pe picioare de un spirit întreprinzător. Tocmai propuneam domnului subsecretar de stat să vă concesioneze dumneavoastră fabrica. Mă rog, mă rog, ar trebui mai întâi să văd și eu despre ce este vorba. Știți, țara s-a mărit, banii s-au împuținat. Oricum am să mă gândesc la propunerea dumneavoastră. Știți, pentru mine înseamnă un mare sacrificiu bănesc. Nu e nevoie să vă sacrificați. Pentru țară și pentru cei care au rămas fără de lucru, niciun sacrificiu nu mi se pare prea mare. Concret ar fi vorba de un procentaj și din valoarea concesiunii. 1%, nici un leu mai mult. Noi ne gândeam la 10%. Mi se pare o exagerare, dacă nu o glumă. În loc să învățăm pe acești oameni cu munca, cu sfânta muncă, îi învățăm să aștepte totul la dea gata. Pentru împăcarea tuturor părților propun 2%. Kellner, o sticlă de coniac Napoleon, ca să fie toată lumea mulțumită, nu? Asta e situația. Pe mine vă rog să mă scuzați. Mitică. Mitică Popescu. Nae. Camaradul meu,
De 5 ani nu te-am mai văzut. Exact de 5 ani nu te-am văzut nici eu. Dânsul e colegul meu, Jean Goldenberg. Nae Georgescu, ia loc. Bă, Nae, nu mi-e împrumut și mie 100 că l-am invitat pe Jean la un șpriț și nu cred să-mi ajungă. Toate? Te-ai pricopsit? Mamă. Domnul subsecretar de stat dorește ceva? Subsecretar de stat? O sticlă de Napoleon. Am înțeles. Mi-ai luat capul. Dumneavoastră sunteți subsecretar de stat? Ce mamă e cu dumneavoastră? Hai mă, că am glumit. Am fost camarazi de regiment. Mitică mi-a salvat viața pe front. Mitică? A făcut el așa ceva? Mă, Jeane, când ți-o arăta eu virtutea militară, cazi în fund de 3 ori. Nu știu unde dracu am pus-o. Cred că am lăsat-o printr-un sertar pe undeva. Că dacă mi-o agăț la piept, uite așa-mi ca toate damele la picioare. Și acolo rămân. Ai tu virtutea militară? În seara de 14 august 1916, Mitică a capturat postul inamic de la Predeal. El cu oamenii lui. Zicea că vrea să trimită bariera de la vamă, lui închis-o la țară, să o facă oiște de car. Ce memorie. Unde ai slujba, Mitică? La Banca Perseverența. Contabil șef. De fapt, împart șefia cu Jean. Ce-ai făcut, domnule, așa ne-am înțeles? Păi bine, Coane, îți dau 20% și mai vrei 10% și pentru nenorociție. Dar ce-i mama răniților? Altfel nu se învoiește. Nu se învoiește, Coane Vasilică. Auzi? Să știi că nu te bucuri de prea multe simpatie la ăștia tineri. Îi las că înghițit-o. Îi luăm fabrica, o dichisim, o bibilim, o ferchezuim și pe urmă o măritam. Cum adică o măritam? Păi ce, eu sunt idiot să mă fac textilist? Eu fabric idei, nu izmene. Iau fabrica, îi dau o spoială și pe urmă o vând dublu cât face. Unde ziceai că lucrezi, Mitică? La Banca Perseverența? Mm-hmm. Aveam o treabă acolo, să verific situația băncii. Verifică-i, Nae, până în pânzele albe. Mama lor de hoțomani. E plină țara de hoți, dar de prins îi prinde numai pe ăștia mici. Ăstora de fură milioane, li se zice să rumână, ba chiar poftim luați. Vroiam să mai amând, dar am să vin chiar mâine. Mă presează un individ să-i dau lui fabrica. Uite-o la de acolo. Să-i o dai lui? Nici nu mă gândesc. E un excroc. Discută despre mine ce-or fi zicând. Te laudă, Coane Vasilică. Mm-hmm. Excrocule. Mă întorc îndată. Cineva de la masa lor s-a ridicat și vine spre noi, Sembu. Bună seara, domnule. Tocmai discutam despre dumneavoastră cu domnul subsecretar de stat. Da? Ce? Vă interesează? Bineînțeles. Eram cu toții de acord că sunteți excroc. Bună dimineața. Bună dimineața. Vă rog să mă ascultați cu atenție. Azi vom primi o vizită importantă. Domnul subsecretar de stat de la Industrie și Comerț vine într-o inspecție. Cu acest prilej, angajații noștri mai tineri o vă cunoaște pe patroana băncii, pe doamna Georgeta Demetriad, care ne va onora cu prezența domniei sale. De 3 ani lucrez la bancă, dar n-am văzut-o niciodată pe patroana. Patroana? Oare cum o fi arătând? Superb! Ah!
Iar n-o să-l găsească domnul director pe domnul Mitică Popescu, iar o să iasă scandal. Lasă, domnișoara Angela, că iese Mitică din încurcătură. Și dacă nu iese? Iese, iese. Domnul Mitică Popescu, poftiți să vă fac un instantaneu. Angela. Sărut mâinile. Unde-ai fost? Cu o doamnă. Fugi, bă, cine e? E, nu pot să-ți spun. E din lumea mare. Te rog să fie totul în ordine. Să-i se pune la dispoziție registrele. Am auzit că este un tip inflexibil, incoruptibil și antipatic. Funcționarii să se poarte frumos cu el. Domnule Valtezeanu, dacă nu obțin concesiunea, sunt pierdută. Am 18 milioane datorii. Casa e ipotecată. Va trebui să las totul, absolut totul, creditorilor. Te rog, mergi și avertizează-i pe funcționari cum trebuie să se poarte cu oaspetele. Bine, doamnă. Doamnelor și domnilor, vom primi o vizită importantă. Vă rog să vă purtați demn, condescendent și amabil. Ce înseamnă condescendent? Am onoarea. Bine ați venit, domnule subsecretar de stat. Vă rog să-mi permiteți să merg eu înainte. Aici este biroul funcționarilor. Bună ziua, domnule subsecretar de stat! Poftiți! Bestie, să fie rușine. Pardon, v-a făcut ceva? Mi-ai promis aseară că trebuie să mă iei, să venim împreună. Am uitat, adică am fost ocupat, adică nu. Dumneavoastră îl cunoașteți pe Mitică Popescu?
Omul ăsta mi-a salvat viața la Uituț. N-am niciun merit, ar fi făcut-o oricine. Domnule Mitică Popescu, parcă v-aș cunoaște de undeva. Lucrez de 3 ani la banca dumneavoastră. N-am mai venit pe aici de când s-a terminat războiul. Atunci, probabil că mă confundați. Probabil. Mitică, ești un porc. Sunt. Ce-i farsa aia cu fotografia? Cum să iubesc o patroană? Ce faci? Proprietatea e furt. Vă stau la dispoziție. Poate doriți unele precizări. Deocamdată nu vă pot spune încă nimic. Va trebui să mă mai consult. Mitică, mă conduci? Nu pot să mai așa. Mitică are scrupule să nu lipsească de la datorie. L-ați putea învoi? Bineînțeles, domnule subsecretar de stat. Domnul Mitică Popescu e un funcționar deosebit de conștiincios și devotat. Ei, atunci, doamnelor și domnilor, bună ziua! Bună ziua, domnule subsecretar de stat! Mă, Mitică, măi, eu am făcut verificarea mai mult de formă, dar patroana voastră nu o să ia concesiunea. De ce? A fost aseară la mine Berni Grădeanu. Și-i dai lui fabrica? Nu, că e lichea. Bravo. Dar nici nu m-a dat Demetriad. E falită, Mitică. Berni Grădeanu deține câteva poliții scadente. Patroana ta îi datorează 2 milioane și nu are de unde să-i le dea. Ea e la pământ, iar el o are la mână. Amănoarea, dacă ei dai ei fabrica? Eu nu sunt filantrop, Mitică. De ce să-i ajut pe hoți? Mă, Mitică, tu ai lucrat vreodată în domeniul țesăturilor? Da, în armată, când încălpeam ciorapii. Perfect. Deci, e specialist. Scrie. Domnule ministru. Scrie-mă, ce te uiți ca prostul la mine. Hai. Subsemnatul. Mitică Popescu. Specialist în industria de țesături. Vă rog să-mi cedați pentru a pune în funcțiune fabrica de țesături și filatură de mătase abandonată de inamic la Bocșa Montană. Semnează. Dar eu nu pot fi proprietar. Vrei să intre fabrica pe mâna lui Berni Grădeanu? Semnează. Dă-mi cererea să-ți o semnez. Se aprobă. Numai comisionul face 3 milioane. O înregistrezi?
Să fie cu noroc. S-a întâmplat ceva, domnule Popescu? Aș putea rămâne câteva clipe, numai cu dumneavoastră? Poftiți. Ne-a dat aprobarea? Suntem salvați. Nu, dumitale ți-a dat-o. Felicitări. Doamnă, o cedeți băncii. În ce condiții? Fără condiții. Cât trebuie să vă plătesc? Nimic, doamnă. Vă dăruiesc. Îți mulțumesc din suflet. M-ai salvat, domnule Mitică Popescu. Da, tot eu l-am salvat și pe Naie de la moarte. Astă seară, domnule Mitică Popescu, da o serată. Ești invitatul meu. Eu? Dumneata? Mulțumesc, dar nu vin. De ce? Fiindcă am un randevou. Am primit aprobarea pentru fabrică. Se face fabrica. Să-ți spun eu ce să faci. Am și făcut. Am cedat-o băncii. Dobitocule. Dacă nu dădeam, rămânea pe drumuri. Cine, mă? Ia. Dacă nu vine domnul Mitică Popescu, n-are niciun rost. Contramandez petrecere. Vreți să vi-l aduc eu? Nu o să reușiți. M-a invitat diseară la o petrecere. Cine? Ea. Dar nu mă duc. Du-te, dracule. Nu mă duc. N-am frac, n-am smochi și vine lume bună. Mai bine mergem la cârciumă și ne îmbătăm, ca să uităm de cele 30 de milioane pe care le-a zvârlit pe fereastră. Pe fereastra ei? Domnule Buiac, s-a făcut inventarul pentru banca românească? Abia ieri mi-a spus. Când să-l fi terminat? Îmi trebuie mâine dimineață, altfel ni se taie creditul. Păi când să-l facem? La noapte? Și cu cine? Domnule Mitică Popescu, te rog eu frumos, vino diseară să faci câteva ore suplimentare. Ți le plătim. Iar incidentul de ieri, uită-l, m-am pripit. Da, vin, sigur că vin. La adresa asta vei avea totul la dispoziție. Visul meu e să deschid un atelier de modă, să deseneze rochii. Pe vremea când m-a luat Demetriad, eram desenatoare. Văduva bancherului Demetriad, croitoreasă. Ah, ce n-aș fi dat să o fi făcut mai demult. Acum n-aș mai fi tremurat pentru soarta băncii. N-ai vrea să intri în serviciul meu, frumoșico? Nu, nu. Mulțumesc, domnule. Mă simt bine. Când o dea stăpâna ta faliment, tot la mine ai să vii. Doamna, a venit un domn, Pernigrădean. Da. Roagă-l, te rog, să aștepte. Da, sigur. Individul ăsta în casă la tine? E un cinic monstruos. A fost prieten cu bărbatul meu. De la el am împrumutat 2 milioane. Poate mă mai amână. Scuze-mă, te rog. Te rog.
Sărut mânușițele superbă, doamnă. Bună seara, profesore. Să profităm că suntem numai noi doi să ne spunem intimități. E bine, Coane Vasilică, mai amânăm scadența la ipotecă. Mă refeream la altfel de intimități. Păi asta discută un bărbat și o femeie când sunt singuri. Din păcate, nu-ți pot plăti datoria luna asta. Mai amânăm o lună. Din păcate, nu pot să vă amân, doamnă. Am de acoperit o poliță. Și ce veți face? Voi executa ipoteca. Vreau amânare. Vii la mine și o să vedem. Dar doamna Bernigredeanu nu e în București. Nu la mine acasă, doamnă. Am un apartament al meu în blocul forestier. Uite cheia. Cum se întunecă, vii, deschizi și intri. Nu te vede nimeni, nu? Lasă mofturile, doamnă. Vii sau nu vii? Nu. Mă rog, te privește. Și chiar dacă te amân, cu ce ai să plătești? Ai 18 milioane datorii, doamnă. Am obținut concesiunea unei fabrici de textile la Bocșa lăsată de nemți. Cum? Nu se poate. Dar o am, domnule Bernigredeanu. Azi am obținut aprobare. Asta este imposibil, doamnă! Mă opun categoric! Este o înșelătorie, o malversațiune! Păi asta mi-a fost promisă mie, doamnă! Dar vă jur, o am la bancă. Am fost chemat să lucrez o situație. V-am pregătit masa de lucru. Poftiți-vă. Poftiți. Dacă mai aveți nevoie de ceva, vă stau la dispoziție. Și cu 15, 44. 43. Bună seara, domnule Popescu. Sărut mâinile, da. Te rog să-l ierți pe domnul Valdezeanu că te-a chemat să lucrezi aici. Zicea că te simți cam stingher în pustietatea aia de bancă. Doamnă, sunt obișnuit să lucrez oriunde. Și în budoare? Mai ales. Interesant. Mi se pare că te-a luat de la alte treburi. O masă cu niște actori la Montjardin. Nu, randevu? Ba da, după. Atât de târziu? Mai bine mai târziu. Decât niciodată. Decât mai devreme. Ești spiritual. Așa sunt. Doamnă, e imposibil să mai lucrez aici. De ce? Am condiții. Îmi iau registrele acasă și le aduc mâine la bancă. Și acasă ai condiții? Desigur.
Sunt singur și mă pot concentra. Singur? Nu ești însurat? Nu iubești pe nimeni? Doamnă, eu am fost chemat aici să lucrez. Și când lucrezi, nu vorbești? La birou, da. Cu cine? Cu domnul Goldenberg, cu domnișoara Angela. Bruneta. Exact. Îți place? Păi... Da sau nu? Să știți că eu nu pot termina lucrarea în seara asta. De ce? Fiindcă mă țineți de vorbă. Și când vorbești cu domnișoara Angela, poți lucra? Da. Fiindcă îți place? Ce să-mi placă? Cine să-mi placă? Georgeta, te căutam. Sonia, dragă, dă-mi voie să-ți-l prezint pe domnul Mitică Popescu. Cel mai bun contabil din București. Cel mai curajos luptător de pe front. Cel mai Doamnă, generos. Doamnă, vă rog, exagerați și mă simt prost. Sonia, domnul Mitică Popescu este cel care mi-a dăruit concesiunea fabricii. Nu dumneavoastră v-am dăruit-o, ci băncii. Adevărat, eu nu meritam. Un salariat nu face cadouri patronului său care îl exploatează. Te exploatez eu pe dumneata? E vorba de munca mea, nu de persoana mea. În timp ce dumneavoastră patronii vă îmbogățiți din munca noastră, noi salariații sărăcim. Vai, dar domnul Mitică Popescu e socialist? Spune socialist de parcă spune canibal. Dar ce diferență este? Dacă voi fi omorâtă și apoi mâncată sau numai omorâtă? Dar domnul Mitică Popescu n-a omorât pe nimeni. Dimpotrivă, a salvat de la moarte un camarad de luptă. Și doamna și dumneavoastră exagerați. Am spus doar că proprietatea e furt. Asta nu ați spus-o. O spun acum. Insinuați că rochia asta am furat-o? Nu este vorba de rochie, de altfel vă stă foarte bine. Adevărat? Mulțumesc. E vorba de banca mea. Dar banca am moștenit-o de la răposatul meu soț. N-am furat-o. Și ce n-aș da să scap de ea? Sigur, scăpați de ea. Nu pot. Am 18 milioane datorii. Deși socialist, pentru mine e șarmant. Schimbă-te. Ce-i cu tine aici? Ți-am adus un frac de la unchiul meu. Îmbracă-l iute să pari și tu ca un domn. Măi, ești nebun. Cum ai ajuns aici? Am că nu s-așa prost cum crezi tu. Am văzut adresa pe biletul de la Valtezeanu. Știam că e o manevră de-a lor ca să te duc aici. Hai, lasă vorba. Vino pe terasă să te schimbi. Măi, ești căzut în cap. N-am cămașă, n-am cravat. Doar m-am adus eu și cămașă și cravat. Hai. Spune-mi vorbe dragi, când inima să se topească. Ochii tăi cei mari în ochii mei să înflorească. Vorbește mult, deși nu cred, vreau să ascult. Spune-mi ce vrei, mi-e tot una. Mi-este dragă și minciuna. Tu știi să spui fermecător nimicuri care curg ușor. Ei,
inima mea zbuciumată. Mai spune-mi-le încă o dată, spune-mi vorbe dragi, în inima să se topească. Mâine să-mi aduci fracul înapoi, că i-a lui Dănescu actorul. N-a avut bani să-l scoată, da? Bine, bine. Ești atât de frumoasă, atât de inteligentă. Dacă ai fi mai puțin rece. Numai o vorbă de încurajare și-ți scap la picioare. Dar, Joșet, nu înțeleg. De ce? Un cuvânt ce rostești, speranța nouă o trezești. Nu vreau să caut fericirea. La lucru. De unde ai apărut așa? De pe terasă, doamnă. Deranjez? A, nu. Domnul Tădosiu tocmai voia să meargă în salon. Vă cunoașteți? Domnul Tădosiu, domnul Popescu. Sunteți așteptat în salon. O să-mi plătiți. Cât? George, te aștept în salon. De gustibus non disputandum. Asta ce va să zică domnule Popescu? Asta va să zică un dicton latin, doamnă. Și la ce se referă dictonul dumitale? La gusturi. Insinuiesc că aș avea gusturi proaste? E un dobitoc. De unde știi? Se vede de la o poștă. De gustibus non disputandum. Mie îmi place. Imposibil. Mă iubește? Așa se iubește? O femeie ca dumneata poate fi iubită astfel? Dar cum? Cum mă iubești dumneata? Mă iubești cu adevărat? Mă urmărești pe stradă, în parc, acasă? De aceea mi-ai dăruit concesiunea fabricii? De aceea ești gelos pe domnul acela? Și dacă ți-aș spune... Dacă ți-aș spune... Că m-am îndrăgostit și eu de dumneata... Georgeta, știi că se... Oh, oh. Domnule Mitică Popescu, sunt compromisă. Aceste doamne au văzut totul și mă vor judeca aspru. Nu, nu vă rog să rămâneți. Nu mai este decât o singură soluție. Să mă iei de nevastă. E nebună. De ce? Cum? Să mă însor cu patroana mea?
M-ai compromis? Deci trebuie să mă iei de nevastă. Nu? De aceea? Pentru că v-am compromis? Și fiindcă mă iubești. Eu? Am glumit, sper că nu m-ați luat în serios. Păcat, e un bărbat atât de fermecător. Domnule Mitică Popescu, săptămâna viitoare vreau să merg să-mi văd fabrica de la Bocșa. Mă însoțești? Doar a fost pentru câteva minute și fabrica dumitale. Pune-mi vorbe dragi în inima să se topească. Ochii tăi cei mari în ochii mei să înflorească. Vreau inima ta, simțirea mea să înțeleagă. Mi-ești drag. Fabrica aceasta îmi va schimba viața. Am să-mi pun salopete și am să muncesc cot la cot cu muncitori. Am să desenez modele noi. Simt că am vocație. Tot proprietară veți rămâne. Bancă dublă. Dublă? Și bancă și fabrică. Dar am să muncesc. Am să-mi câștig existența prin muncă. Și profiturile cine le va lua? Ești chiar socialist? Sunt realist. Iar ceea ce vreți dumneavoastră nu există. Nu poate exista. De ce îmi spui dumneavoastră? Sunteți patrona mea. Cine mai dorește? Maza grea, încarcă-le-te, bragă rece, cine mai dorește? Maza grea, încarcă-le-te, bragă rece, cine mai dorește? Sărăcie și mizerie. Cât rău a făcut războiul. Nu e războiul singurul vinovat, doamnă. Ai lucrat aici, în fabrică? Da, am lucrat. Bună ziua. Și ai vrea să mai lucrezi? Fabrica e închisă de mult, Coniță. Cine să ne dea de lucru? Eu. Statul mi-a concesionat-o ca să o pun în funcțiune. Dumneavoastră? Nu crezi? Spune-le și celorlalți că vor avea de lucru. Și cine e stăpânul? Stăpânul? Eu. Da. Doamna Demetriad este proprietara fabricii. Doamna Demetriad, atunci deschideți fabrica, da? Exact. Se deschide fabrica. O să avem de lucru. Dumneai e noua patroană, da? Doamna, cum ați zis că vă cheamă? Cum, doamna? Demetria. Așa, doamna Demetria, dar...
du-te până la bancă la domnul Jean Goldenberg și roagă-l să ne împrumute cu 200, da? Hai, fugi. Respiră. Cum poate să dispară de atâta timp un funcționar al băncii și să nu-i se dea de urmă? Ce, Bucureștiul e Paris? Poate că într-adevăr a plecat la Paris. Doamnă, nimeni nu știe unde a dispărut. Incredibil. Să dispară de atâta timp și să nu-i se dea de urmă. Bine, am să mă ocup eu. Mitică, azi te-ai sculat din pat. Ce faci? Mă rad. Se rade. Doar nu ți-o fi trecând prin minte să ieși? Ba da, uite ce soare e. Ies puțin la plimbare. Ești nebun. Doctorul a zis să mai stai o săptămână în casă. E prost. Mitică, vrei să ți se întoarcă boala? Pneumonia e boală grea. Era să mor. Mitică, dacă ți se întoarce boala, e nenorocire. Nu mai am nimic de dat. Am vândut tot din casă. Și ceasul pe care l-aveam de la mamă. Și paltonul tău. Ai vândut paltonul? Păi nici nu l-am plătit. Mă omoară unchiul Jean. Ce era să fac? Nu mai aveam nimic de vânzare. Sper că n-ai vândut și pardesiul. Pardesiul l-a vândut primul. Îți trebuia lapte, doctorii, căldură. Ai dreptate. Ies în haină. Cum o să ieși în haină pe frigul ăsta? Bine, mă, se poate. Unde-ai dispărut? Ce-i cu tine? Am fost bolnav. Grav? Foarte grav. Ai murit? Nu. Atunci nu e grav. Credeam că ai fugit cu vreo babă. Chiar așa a fost. Am tras un tango cu moartea. O babă parșivă dată dracului. Totul e să știi cum să o iei. Când m-am întors de la Bocșa, am căzut la pat. Am zăcut cu febră mare, 40 de grade. Ce vorbești? Da la bancă ce e? Nimic important. Jeane, tu mă minți. Vreau să te dea afară. Cine? Patroana. Nu se poate. De ce nu spui tu adevărul? Te-a trimis după mine. Recunoaște, mizerabile. Recunosc, dar și eu am vrut să te văd. Pe cuvânt de onoare. Bine, un altă nefericită a patronilor. Vreau să mă plimb puțin. În parc, la șosea, pe calea Victoriei. Vrea să mă dea afară, patroana? E furioasă, foc. În fiecare zi întreabă de tine. Furioasă? Da, de parcă de tine ar depinde afacerile băncii. Hai, vreau să mă plimb să văd femei frumoase. Ești nebun. Fără palton? L-am vândut. Și tu cum vrei să mergi? În haină? Doar nu stă la să te îmbolnăvești. Tu nu te îmbolnăvești? Sigur că mă îmbolnăvesc. Atunci ia spatonul. Nu. Eu măcar n-am fost bolnav. Ești nebun. Stai. Așa. Așa. Și așa. Haide. Opa. Opa. Hai. Stai. Mitică. Mitică. Bine, du-te. Anunță-i. Dă-le adresa, dă-le ce vrei. Alminter te dă și pe din afară. Așteaptă. Mă întorc imediat. Să nu le spui că-s aici.
Domnule Goldenberg, ai reușit? Ai fost? Păi, da, am fost. Acum ești liber? Sunt. O fi acasă? Cine știe? Trebuie să-l găsești de urgență. Trebuie. Dacă trebuie, vi-l găsesc. Îți mulțumesc din inimă, domnule Goldenberg. Doamne, în ce fundătură am intrat. Asta ne mai lipsea. Poftiți, vă rog. Aici este. Poftiți. Domnul Mitică Popescu. Prima ușă pe dreapta. Azi ai ieșit prima oară din casă. Ai ieșit din casă? Unde ai ieșit? Da, la serviciu. De ce n-a venit? Nu știu, nu mi-a spus. A fost tare bolnav. 2 săptămâni știu de el. Aiurea într-una. Vă rog să mă scuzați, mi-am lăsat ceva pe foc. La bucătărie vin imediat. Dar de ce nu stați? Luați loc. El aiurează și că nesănătos, doamnă. Da, de ce nu mi-a trimis vorbă? Ar fi fost normal să știu și eu. Și cine l-a îngrijit cât a fost bolnav? Cum cine? Eu. Pe semne că îl iubiți foarte mult. Da? Dar de ce nu luați loc? Vă rog. Iată de ce am venit. Domnul Mitică Popescu mai are de luat niște bani de la bancă, precum și niște gratificații mai vechi. Vi le dau dumneavoastră. Vai, ce bine. Totuși aș dori să stau de vorbă cu domnul Mitică Popescu. Unde îl putem găsi? Dacă doriți, îl trimit pe copil să-l caute. Aveți un copil? Da, de 8 ani. 8 ani? Îngrozitor. Nu, că e obișnuit să meargă singur prin oraș. De câte ori l-am trimis eu după Mitică? O clipă să-l chem, da? De ce nu mi-ai spus, domnule Valtezeanu, că Mitică Popescu are copil și e însurat? N-am știut. Vă dau cuvântul meu de onoare. Și mă întreb, unde a găsit-o? Cum a făcut de la zăpăcit să o ia de nevastă? Se pare că o iubește. Cum o să o iubească? Hai, să dai frumos bună ziua și să săruți mâna doamnei. Mergi drept. De ce mergi cu cocoșa? Spune bună ziua și sărută mâna doamnei. Sărut mâinile. Sărută mâna doamnei. L-am rugat, cu lacrimi în ochi l-am rugat să nu iasă. Abia s-a sculat din pat. De obicei mă ascultă, da? Vă iubește mult? Da, totdeauna a ținut la mine. Dar mai mult s-a obișnuit cu mine. Acum aproape că nu mai putem unul fără altul. Nu mai puteți unul fără altul. Mai ales de când mi-a murit bărbatul. Bietul bărbatul meu. A venit bolnav greu, din tranșe. Dacă n-ar fi fost Mitică, nu știu cât am fi dus-o. El ne-a ținut pe toți. Prin urmare, încă de pe când trăia bărbatul dumitale. Da. Și bărbatul dumitale ce spune? Ce să spună? Îl iubea ca pe un frate. Totdeauna s-au ajutat. Să mergem. Spuneți-i domnului Mitică Popescu că poate să stea acasă cât dorește. Bine. Oricât. Bună ziua, doamnă. Bună ziua. Să nu mai trimit băiatul să-l cheme?
Nu, n-are rost. Frumușel, are ochii lui taicăs. Nu, la ochi seamănă cum ești cu Mitică. Hai, Mitică îl iubește de parcă ar fi al lui. Copilul l-aveți de la bărbatul dumneavoastră? Dar de la cine să-l am, Doamne ferește? Credeam că e copilul domnului Mitică Popescu. Nu, domnule. Fratele meu, n-am fost niciodată însurat. De unde să aibă copilul? Fratele dumitale? Da, fratele meu, Mitică. Mitică Popescu este fratele dumitale? Și dumneata ești sora lui? Ești sora lui. Sora lui. Ești sigură? Da. Adică așa cred. Îl iubești pe unchiul Mitică? Atunci te rog eu mult, du-te și adu-l acasă. Îl aduc eu. Nu, nu are rost. Să-i spui, să nu-i spui că-l chem eu. Păi nici nu știu cine sunteți dumneavoastră. Foarte bine, foarte bine. Să-i spui așa, că-l cheamă domnul director Valdezeanu. Ai înțeles? Da. Sărut mâinile. Director, vai de varză. Valdezeanu. Gata, s-a dus slujba. Las-o dracului de cafea. Asta ce-i? Fotografia lui. Ba nu, e fotografia mea. Mă întreb de unde o are. Am văzut că mai are una. De care nu se desparte niciodată. Niciodată? Oare Mitică mă iubește? Eu cred că vă iubește mult de tot. Și eu îl iubesc. Mi-e foarte drag fratele ăsta trăznit al dumitale. Sărut mâinile, i-am adus! Săru mâinile, am onoarea, l-am adus. Doamnă, dacă nu există altă soluție, te iau. Dar? Dar? Nu vreau să fiu patron.
Nu vei fi, Popescule. Vezi? Doamna e acasă? Da, o anunț imediat. Ce surpriză! Surpriză neplăcută, doamnă, am venit după bani. Fără amânări, fără lacrimi, fără mofturi. Îi vei avea? Nu cred. Domnule Bernigrădeanu, banca am cedat-o împreună cu ipoteca directorului și funcționarilor. Ei îți vor achita datoria. Și fabrica? Și fabrica. Nu se poate. Ai să rămâi pe drumuri cu coană. N-aveți nicio grijă, domnule Bernigrădeanu. Am să muncesc. Dați-mi voie să vi-l prezint pe domnul Mitică Popescu. Mitică Popescu. Tu ești Mitică Popescu. Exact. Am impresia că ne-am mai cunoscut. N-are importanță. Și sper să nu mai avem prilejul să ne întâlnim niciodată. Mă iubești? Mă iubești? Mă iubești? Te iubesc. Spune-mi, mă iubești? Sigur, nu ți-am spus. Spune-mi. Nu știu, să mă mai gândesc? Inima ta, simțirea mea,
vorbește mult, deși nu cred, vreau să ascult. Spune-mi ce vrei, mi-e tot una. Mi-este dragă și minciuna. Tu știi să spui fermecător nimicuri care curg ușor.